Știți în ce zi a săptămânii aveți cele mai mari șanse să muriți de un atac de cord? Încercați să ghiciți. Vă dau o secundă. Este luni. Vreți să ghiciți la ce oră? Între orele 8 și 9 dimineața. Știți ce altceva se mai întâmplă lunea la ora 8 dimineața? Acesta este de obicei momentul în care oamenii merg la locul lor de muncă, pe care îl urăsc. Coincidență? Nu prea cred. Priviți acest grafic. Aceasta este durata de viață a unui om obișnuit. În medie, trăim aproximativ 80 de ani, dacă suntem norocoși. Începem să muncim pe la 18 ani și continuăm să muncim, până ne pensionăm în jurul vârstei de 65 de ani. Ei bine, ce ne spune acest lucru? Că, din fericire sau din păcate, cea mai mare parte a vieții tale va fi petrecută la locul de muncă. Nu vă petreceți acest timp fiind nefericiți, precum prietenul meu Jay. Vedeți voi, Jay spunea mereu, când voi termina școala, atunci voi fi fericit. Jay și-a terminat școala, dar nu era fericit. Apoi Jay a spus, când voi obține un loc de muncă, atunci voi fi fericit. Jay și-a găsit un loc de muncă, dar tot continua nefericit. Apoi Jay a spus, când mă voi căsători, mă voi așeza la casa mea și voi avea copii, atunci voi fi fericit. Ei bine, s-a căsătorit, s-a așezat la casa lui și a avut 2 copii, însă la fel, era nefericit. Apoi Jay a spus, bine, când copiii vor pleca de acasă și eu mă voi pensiona, atunci voi fi fericit. Ei bine, copiii au plecat de acasă și el s-a pensionat, însă tot era nefericit. Apoi Jay a început să meargă la biserică și l-am întrebat pe Jay, de ce merge atât de mult la biserică? Iar el mi-a spus, deoarece când voi muri, atunci voi fi fericit. Povestea lui Jay, deși tristă, nu este unică. L-aș fi putut înlocui pe Jay cu Johnny sau Bunny. De fapt, inițialele lui Jay înseamnă aproape toată lumea. Mulți dintre noi sunt asemenea lui Jay, dar nu este vina noastră. Am fost păcăliți să rămânem blocați în joburi care ne îmbolnăvesc la propriu și să fim oamenii lui atunci. Îi cunoașteți pe oamenii lui atunci, nu-i așa? Sunt oamenii care spun în mod constant și atunci voi fi fericit. Dragi prieteni, trebuie să încetăm cu toții să mai fim oamenii lui atunci și să devenim oamenii lui acum. Trebuie să fim fericiți chiar acum. Cum? Trebuie fie să ne găsim un job care să ne placă, fie să aducem mai multă iubire la locul nostru de muncă. A venit timpul să ieșim din această cursă de șoareci. Ceea ce este amuzant este că, chiar dacă vei câștiga, vei face o grămadă de bani și vei ridica trofeul pe care toată lumea îl aplaudă, vei fi în continuare un rozător blănos cu nasul ascuțit și coada lungă. Trezește-te! Nu te mai juca cu viața ta! Aceasta nu este un joc video, nu e nici Mario și nici Fortnite. Nu există butonul încearcă din nou și nici opțiunea de a reface acest nivel. Când jocul se termină, jocul se termină. Dar există un cod de trișare pentru consola umană. Și acesta este să preiei controlul și să nu crezi în minciunile pe care societatea ți le-a spus, cum ar fi că munca în exces este cool și că stresul este un simbol al statutului. O, și aproape că am uitat, cea mai mare minciună, păstrați un echilibru între viața profesională și cea privată. Acum, la prima vedere, s-ar putea să nu înțelegi cât de nebunesc sună asta, dar gândește-te puțin. Echilibru între viața profesională și cea privată? Nu ar trebui să fie invers? Nu ar trebui ca viața să fie înaintea muncii? Pentru că atunci când ai o viață bună și munca ta devine mai bună? Dar nu vă luați după părerea mea. Profesorul de la Harvard, Sean Acor, a făcut recent o descoperire fantastică, pe care o numește avantajul fericirii. Studiile sale dovedesc că 75% din succesul la locul de muncă poate fi prezis nu de cât de inteligent ești, nu de cât de talentat ești, ci cât de fericit ești. Cercetările sale sunt decisive. El spune că atunci când ești fericit, inteligența ta crește, creativitatea crește, productivitatea crește. Și știi ce este și mai interesant? De asemenea, câștigi mai mulți bani. Dar iată care este adevăratul câștig. Trăiești mai mult. Știu, sună prea bine ca să fie adevărat,
Dar da, optimiștii chiar trăiesc mai mult decât pesimiștii. Așadar, ai putea întinde acest grafic cu câțiva ani în plus dacă timpul petrecut aici este umplut cu mai multă bucurie și veselie. Permiteți-mi să fiu clar, nu tratați acest mesaj cu superficialitate. Este de datoria voastră să fiți fericiți pentru binele vostru. Și nu contează dacă ești aici, la sfârșit, niciodată nu e prea târziu să dai la schimb o viață de om mort pentru o viață adevărată și să refuzi să suferi în timpul săptămânii. I se spune așa în mod ironic, pentru că te afli literalmente într-o stare de amorțeală, în care aștepți în mod constant sfârșitul săptămânii. Eu cred că foarte mulți oameni mor de atac de cord pentru că sunt angajați în activități în care inima lor nu este implicată. Cred că oamenii au un nivel scăzut de vitalitate deoarece sunt implicați în activități care nu sunt vitale pentru ei. Prieteni, fericirea este o alegere, iar cine v-a spus că e ușor, v-a mințit. Nu e ușor, dar trebuie să încerci. Primul pas este să privești în interiorul tău și să-ți amintești citatul spus de Buddha acum 2000 de ani și consider că acesta este valabil și astăzi pentru majoritatea oamenilor. Problema este că tu crezi că ai timp. Oprește-te să-ți irosești viața.